eu la vot că propunerea de bani din ședința anterioară. Cine este pentru? Ordinea de zi este următoare. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a conținutului raportului înregistrat sub numărul 11.607 din 8.2.2023 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 4 per numărul 4 din 08.1.2021 document emise de Camera de Conturi a Județului Bacău. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS, pentru anul 2023. Inițiator, primarul comunei. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Dingă Dumitra, domiciliată în comuna Sândureni, satul Scufu, județul Bacău, pentru depășirea unor situații de dificultate. Inițiator, primarul comunei. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de inspecție video în vederea verificării tronsonului de canalizare pe o lungime de 12.000 de metri linia, parte din cadrul investiției servicii de proiectare și execuție înființare de cea canalizare și stație epurare ape uzate menajere în comuna Sândureni, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre, punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței sau domeniului public al comunei Sândureni a unor terenuri cu destinație de drum public, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL din 17 HCL numărul 17 din 29.9.2016 prin completarea și modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sânduleni, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 17 din 29.9.1999, modificat prin HCL numărul 3 din 24.1.2003 și HCL numărul 19 din 6.7.2005. Inițiator primarul comunei. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Sărbundeni pentru ședința adunării generale acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 20.04.2023. Inițiator primarul comunei. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general faza TTAC, proiect tehnic și aviz pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri, punte, acolo și funcțională peste râul Taslău, sat Mateiești, comuna Sândureni, județul Bacău, inițiator comunei. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către SECE Compania Rompres Service S.A. de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6-5-2015, inițiator primarul comunii. Punctul numărul 11, diverse. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a raportului înregistrat sub numărul 11.607 din 8.2.2023 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 4 din data de 8.1.2021, document emis de Camera de Conturi a Județului Bacău. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local din data de 31.3.2023. În anul 2023 am avut un control de audit intern din cadrul Curții de Conturi care s-a întocmit o dispoziție la momentul respectiv. Am avut, prin decizia respectivă, s-au dat anumite măsuri de îndeplinit. Noi am dus la bun sfârșit acele măsuri. Dacă ați luat cunoștință de raportul de FAUA al Curții de Conturi, am avut activitatea de audit public intern, am avut inventarea patrimoniului public și privat al statului și a unităților administrative teritoriale, revaloarea patrimoniului public și privat și inventarea patrimoniului public privat al unității de învățământ. Adică se constată că nici
nicio măsură nu a fost de recuperarea unei prejudicii, având în vedere că pe baza raportului și a dispoziției Curții de Conturi din 2020 nu s-a găsit niciun prejudiciu. Am avut câteva măsuri, s-au dus la îndeplinirea acelei măsuri, a luat cunoștință de acel sfat și trebuie supus spre aprobare acest punct. Pe o dată zi, raportul de follow-up întocmit de Curtea de Conturi. Ați luat la cunoștință întrebări pe acest subiect. Aici ce pot să spun, activitatea de audit public intern. Am încheiat, după cum bine știți, un parteneriat sau nu știu, un protocol cu Comuna Vivezi în vederea înființării unui post de audit intern, jumătate ei, jumătate noi, la care țin minte că au vrut sau vrea să adereze și lui Zicărugăra, că nici ei nu au un audit intern. Adică să poți suporta din bugetul local un post de auditor intern e o sumă mare și atunci închei un protocol mai multe comune și acel auditor să vină două zile la mine, două zile la Vivezi. Dacă își face prin o treabă. Da. Sau invers. Adică dacă îi ajunge timpul, mai cu noi. Eu chiar sunt mulțumit de persoanele care s-au implicat, domnul secretar, doamna contabilă, adică și-l mulțumim și dumneavoastră, pentru că, până la urmă, Comuna Sărbune și Consiliul Local, vedeți că este totul ok, nici o abatere, nimic, niciun prejudiciu, cu toate că avem atâtea controle. Da. Domnul președinte. Discuții? Supunem la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS, pentru anul 2023, inițiator primarul comun. În fiecare an aprobăm o anumită cotizație anuală către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare. Anul acesta, cotizația anuală este de 7.000 de lei. Aprobată prin Consiliul de Administrație, ADIS. Adică noi trebuie să plătim 7.000 de lei contribuție către ADIS. Nu avem. Supun la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Dingă Dumitra, domiciliată în Comuna Sărbune, sat Stufu, județul Bacău, pentru depășirea unor situații de dificultate. Inițiator primarul comunei. Aici nu știu cum să încep să vorbesc, dumneavoastră o să decideți. Eu, în general, sunt mai sensibil la anumite probleme a oamenilor. Na, nu știu dacă e bine sau nu bine. Știți că anul trecut am alocat către Dingă Dumitra 3.000 de lei doar bolțan. 3.000 de lei doar bolțan. Săptămâna trecută am fost, iar 6 copii. 6 sau 5 copii? 6 copii. Un merit deosebit în construcția acelei case. Cât este pe ea? 8x4. Dumneavoastră știți mai bine, domnul Dăvar, că sunteți în zona. 8x4, 7 pișăți, 50 de metri pătrați. Era de domnul Ferdeș. El i-a făcut tot. A acoperit și tot. Acum, doamna Dingă Dumitra și domnul Ferdeș zice, domnul primar, ajutați-ne cu ușile și cu geamurile. Cu ușile și cu geamurile. I-a zis, depune o cerere către Consiliul Local și mă duc în Consiliul Local să supunem aprobării trei geamuri sau trei uși, sau două uși, nu știu cât sunt, trei uși, două geamuri, nu știu. Se ridică la o valoare de? Nu știu. Nu știu cât costă. Noi eu m-am gândit la o sumă, adică atât trebuie să iau, trei uși și trei geamuri. Sau două uși și trei geamuri. O să cumpărăm de la o societate Dedeman sau un Merin sau nu știu de. Eu zic că, i-am zis că am propus 5.000, 4.000, 5.000. Nu știu cât mai costă un geam sau... 500 de lei e un geam de mijloc. Da. Cu dublă deschidere. Și o ușă? 10 și o ușă? Nu. O ușă 7, undeva 7. La 800 de lei. 800 plus mie. O tot 3, 24. Nu, nu, ușă de exterior, termopan. Da, cu geam jumătate, geam jumătate, vreo 5-6 de lei. De exterior. De exterior trebuie. Deci eu m-am gândit la 5.000 de lei. Noi uși și geamuri, cât o fi costând, ce rămân, mai mult nu o să-i dăm. Până să...
gândiți-vă... Situație destul de delicată, să zicem. Clar că trebuie să ajutați, dar muncesc, nu muncesc, fac părinții, care e situația? Mai sunt familii în comuna asta care au tot la fel copii și muncesc, merg la muncă. Eu nu zic că nu. Că situația e foarte grea. Eu am adus protecția copiilor, să iau copiii, s-a dus în instanță, instanța... Cumva te pune la zi așa, spune în față copiii. Sunt o grămadă de familii care au copii. E adevărat, dar instanța i-a lăsat copiii. Deci eu am transmis către instanță, către protecția copiilor, să vină să ia copiii. Ea a făcut contestație și s-a dus în instanță. Judecătorul a emis hotărâri judecătorească, știți, să păstreze copiii. Adică cu condiția de a asigura condiții de locuit. Cu condiția de a asigura condiții. Să a fi asigurat condiții de locuit. Eu înțeleg că nu e ok persoană. Să nu știu, credeți că eram pe aici pe hor și i-am spus, ascultă-mă că tu ai să mai faci un copil. Și chiar a făcut un copil. Să mai fac. Dar știți cum este? Eu nu am dreptul să judec. Știu, nimeni nu avem dreptul să judec. Nici să se iei baza că ajută lumea la primărie. Și ce să facem? Noi, postul patrimonial, să vin. Copiii nu au nicio vină. Pentru copii. Dar părință, părință. Cu cine vă văd copii aia, nu știți la care unul care o are vă trei copii, știa să tragă de el. Poate, poate, unul dintre copiii aia tasul, va ajunge ceva. Tasul îi pleca prin germană. Poate vor ajunge ceva. Dar acum a rămas uimit de un copil, n-are o să spun. A intrat și el la o școală undeva, o mică post-liceală, și a venit aici în primăr și nici măcar nu zicea bună ziua. Nu se poate așa ceva. Dă-mă așa să-mi ducă. Așa stăți, că ai o fată mai mare. E ușor să judecăm. Este la da, e ușor să judecăm, dar treaba lor. Ce pot să spun? Eu... Și așa are și o discuție din asta, că ați ajutat, adică ați ajutat primăria, că vă dați... Cu 3.000 de lei am ajutat, dar știu, da, cu 3.000 de lei am ajutat. Da, bolțari și balastru. Balastru. A zis, că atât ați ajutat, da, și lumea știe ce a zis. Da, o da, bine, dacă cer nu-mi dă nimic, nu mă iei. Este problema asta. Prea multe s-aude, se aude, se vorbește. Haideți vă să spun, că primul punct a fost cu faul raportul Curții de Conturi. Nu să credeți că dacă dai un ban de buget local, fără aprobarea Consiliului Local, nu ți impută banii. Nu poți. Da, spre da, exemplu, da, acum, ați văzut, la drumul la Stufu, nu ai voie să te abați nici 5 cm de la amplasamentul drumului. Ați văzut, ieri am avut controle de la ISC. Am măsurat cu lureta din 10-10 metri. Nu mai există acum. Nu ai voie să ieși din amplasament. Nimic. Nu mai este ca înainte. De exemplu, am vrut ceva să fac, nu mi-o dat voie să fac. Nu ai voie să ieși din amplasament. Nu te mai poți juca cu banii statului. Dar nu-i vorba că e ilegal, adică nu-i ilegal sau nu... Legal, da. Cât vreți, fac 5.000 sau nu, deloc. 5.000 de lei. 5.000 de lei. Și cu celălalt, cu solicitările ulterioare care vor mai veni, probabil, să... Eu vin tot aici în ședință în Consiliul Local. Din alte persoane. Poate ori veni și situația, și situația altului. Deci eu nu pot aloca decât acele ajutoare de urgență de 800 de lei, aprobate cu Consiliul Local, prin care sunt mandatat. Tot ce depășește 800 de lei, eu trebuie să vină în Consiliul Local. Deci dumneavoastră credeți că eu acum, banii ăștia, dacă îi aprobam eu ei, curtea de cont îmi impun. Nu putem să... Și mai mult de atât, suntem oameni simpli, adică pentru 5.000 de lei înseamnă mult. Deci spuneți la vot. Supun la vot punctul numărul 3. Cine este punctul? Pentru suma de? 5.000. Pentru suma de 5.000. Că dați propus. Eu nu trebuie să rămână fixe. Eu m-am gândit că în 5.000. Poate nu 5.000, poate 4. Dar rămâne. Bine, rămâne tot ce nu ajung. Aici, scuze-mă, domnul. Aici a dreptate, domnul Ireanu. Te gândești la copii, da? Ți-i pune așa în față, copiii. Copiii, copiii, da? Până la urmă, celelalte familii, dar sunt și alte familii numeroase, care părinții, la care părinții merg la muncă și fac toate cele necesare acasă.
Ai cumva faci o... I-ai și nu băgat. Nu știu, nu cunosc. I-ai și nu băgat. Lăsați, da, mai glumim ce? E un băgat, nu are sânge, dar am putea la ei. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de inspecție video în vederea verificării prosomului de canalizare pe o lungime de 12.000 de metri liniar, parte din cadrul investiției servicii de proiectare și execuție, înființare rețea canalizare și stații epurare ape uzate, menajere în comuna Sâmbune, județul Bacău. Inițiator primar comun. Așa cum v-am spus, cea mai grea investiție într-o comună este canalizarea. Nu există o investiție mai grea decât canalizarea. Apa e simplă, ea este împinsă. E ok. La canalizare vedem că e o situație mai grea, că dacă nu respecti panta aia de 2-3 la mie, nu e ok. Nu e ok dacă nu e 2-3-4 la mie. Hai, dacă pe anumite trosoane ai 1 la mie, să ai în partea asta 7-5, ca să te împingă pe cealaltă. Adică condiția este ca două trosoane consecutive de 50 de metri să nu fie 1 la mie. După cum știți, într-o comună, și pot să spun că, nu vreau să spun, dar o comună a Muntelui, din 12 km, 8 km sunt greșite. Da? S-a făcut inspecția în video și a ieșit un scandal foarte mare. Pe de o parte, primăria a făcut o inspecție video, pe de o parte a făcut constructorul, dar prima dată a făcut constructorul. Constructorul nu a avut să-i dea acea inspecție video beneficiarului atunci. Beneficiarul respectiv primar a fost nevoit să facă și a inspecție video și a constatat greșelile respective. Noi am făcut o inspecție video de la Storelu până jos. Noi nu am găsit nicio greșeală de execuție. Absolut nicio greșeală de execuție. Nicio greșeală. Singurul lucru care a fost undeva prin zona, da, a spart o conductă de apă, dar nu este de canalizare. Acum, investiția este gata. Vreau să efectuăm acea inspecție video pe toată investiția, să văd dacă este bună. Pe toate zonele, unde sunt greșeli, primăria nu poate să plătească acea inspecție video. Spre exemplu, dacă se va găsi într-o zonă de 50 de metri, unde se constată greșeală, noi avem în garanția de bună execuție 7 miliarde, lucrările vor fi executate tot de 10 gunte loc, iar pe tonsoanele de 50 de metri nu voi plăti acea inspecție video. Pe tonsoanele care sunt ok, sunt nevoi să plătim. Noi am făcut un dosar de achiziție și am cerut 5 oferte. E puțin mai ciudat aici la inspecția video. Prețurile sunt foarte mari. De la până la, o să spun de la însemnând o anumită valoare, până la 22 de lei pe metru liniar. O valoare foarte mare, 22 de metru liniar. Și am cerut oferte de la o societate din Brașov, o societate din Craiova, dar eu întreg dosar, 5 oferte. Două societăți sau una din Bacău, Hidrojet, cel de la Craiova aici, a venit aici. Am încercat puțin să mă duc în eroare cu că dacă nu face 500 de metri în iar pe zi, valoarea va crește cu la numărul de ore. Adică el, dacă are 12.000 împărțit la 5, trebuia să facă 23 de zile. Dacă el depășește 23 de zile, nu va lua nu știu cât euro pe metru în iar. Zic, bă, dar tu atunci nu ai niciun interes să finalizezi. Și am găsit pe Hidrojet din Bacău cu 12 lei 40 metri în iar. Cea mai mare valoare este 22 de lei. De la aia. Și vreau să facem inspecția video pe tonsoanele care au rămas. Ați văzut că dumneavoastră s-a apucat aici pe zona de la valoare. Dar nu încheia, s-a apucat. Adică să avem și noi siguranța că... 12.000 ori cât ori 12.000? 144, 1.500.000. Dar, până la urmă, trebuie făcut, clar. Problema este următoare. Noi ce am fi putut face? Am stat eu și m-am gândit, noi cumpărăm acea vitanjă. De curățit, am fi putut noi să curățim. Dar da, aștept până în toamnă, nu pot aștepta până în toamnă. Și din valoarea aia, practic, 4 euro 50 sau 5 euro pe metru liniar este inspecția video.
Dar nu pot să stau până în toamnă pentru inspecția video, pentru că lucrarea este gata. Adică, branșament, da, o să spun la divers. Deci, supun aprobării efectuare de camere video de 12 metri liniar, 12 lei 40 metri liniar, o firmă Hidrojet, dar cea mai mare valoare a fost de 22 de lei, o firmă din Craiova sau din Brașov. Dar este dosarul făcut. Dacă vreți, pot să vă prezint și dosarul. Puteți să veniți să prezentați dosarul, să vă prezint dosarul. Supun la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Asta se poate face achiziție directă. Da. Da, achiziția directă, scuzați-vă, achiziția directă poți să o faci acum până pe prestări de servicii până în 2.900.000, s-a modificat legislația. Adică, înainte era pe 1.300.000, da? Acum e pe 2.900.000. Achiziție directă, dar tot pe SICAP. Tot pe SICAP, tot pe SICAP. Și s-a imediat că... Da. Adică... Da. Bun. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor. Inițiator primarul. În bugetul local, eu am precizat unde o să direcționeze acele sume, dar nu s-a emis o hotărâre de Consiliul Local pentru bisericile respective. Voi dumneavoastră știți așa în mare unde se duc bani, dar acum trebuie redirecționat pe fiecare biserică, astfel încât să poată cheltui bisericile sume respective. Biserica Stufu a solicitat 4.000 de lei pentru televizor și laptop. Biserica de la Vâzurești a solicitat 4.000 de lei pentru, i-a mai dat și anul trecut 2.000, pentru gresii, faianță, materiale de construcții, pentru răucirea, domnul Silvestru se cheamă, în față acolo. Calvaș. În altul. În biserică. În biserică, pe altarul. Că știți că la biserică nu era stânga de apă. Biserica Evanghelică a făcut și ei acolo o extindere la aia, a solicitat 5.000 de lei pentru materiale de construcție, nu știu ce voi acolo, gresii, faianță, nu știu mai de-aia. Și biserica de la Verșești Ortodoxă a solicitat pentru panouri fotovoltaice 30.000 de lei. Astea sunt sume alocate culte. Cât e 5 kW? Nu știu. Da. Nu știu. 5 kW. 15? 5. Cam 1.000 și un pic de kW. Euro, vă zic. Se învârte în jur la 1.000. 1.000 de euro, kW, kW? Da. Dar el nu e mai mult, el a plătit mai mult, a zis, de 30.000. Nu, îmi pare o să plătească mai mult. Nu, zi, e pe kW e asta și în jur de 1.000. Acum nu știu dacă e cu TVA sau fără TVA. Kilovatul. Da, el o să vină. Nu, dar o să vină cu documente justificative. Dar bună că a venit cineva cu o idee care îmi spune, domnul primar, vezi că e 1.000 de lei kilovatul. 5 kilovatul, 1.000 de lei. 5 ori, 5, 25, 25 ori, 30.000. Faci și achiziție mai bună la asta, dar trebuie să pui foarte mult. Automat, dacă... Adică aș fi cineva care spune 30 kilovat și e vreo 670 de euro kilovatul. Pe coșocalul că nu, 1.000 de euro. Da. Da. Fabrica de la Bereș, spune vreo 300 de kW. 670 de euro. V-a spus? Nu, mi se dar că, totuși, eu sincer aștept un proiect european să se deschidă o linie de finanță. Nu s-a deschis, ca și noi am încheiat un contract cu firul de consultanță din Iași, pentru aceste panouri solare, fotovoltaice. Dar nu s-a deschis nicio sesiune. E ceva deschis doar pentru societăți care fac parcuri. Și vorbesc de la milionul de euro în sus. Așa e prea mult. Ok. Da. Referitor la aceste sume, dacă aveți ceva de spus. Ok. Supun la vot punctul numărul 5. Ce este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea la apartenența domeniului public al comunei Sândureni a unor tereni cu destinația de drum public, inițiator primarul comunei. După că știți, instalația de gaze, proiectul de gaze include 54,63 de km, asta înseamnă în toată comuna,
asta înseamnă inclusiv satul Stufu, au fost câteva străzi din satul Stufu care nu au fost incluse în inventarul domeniului public, în inventarul primăriei. Iasomiei, Gheorcelului, nu știu, vă 4-5 străzi. S-au făcut ridicări topul pe suprafață și pe lungime, introducem în domeniul public, în inventarul domeniului public și transmitem către cadastrist pentru efectuarea cadastrului. Că nu putem efectua planul de situație în fața de a trece, dacă zona respective, adică drumul respectiv, nu este intabulat. Este vorba de 4 sau 5 drumuri de observație. Cred că 4, 5 drumuri, câte sunt? 4, 5, 6, 7, 8. 8 drumuri. Și toate în Stufu? Sincer, deci știu eu sunt în Stufu, era 4-5 în Stufu. Deci Stufu, Stufu, 2, 3, ăsta nu e în Stufu, e Bărsulești, Stufu, deci 4-5 în Stufu. Și mai avem încă unul care, da, 6. Ne-așa unde e Iasomiei? Gândiți-vă că sunt... Păi, pe la Moșul tău. Aici? La Pavel? Nu. La Andrei Trandătorul. Dar n-am impotent. Deci așa discutăm. Amici, vreau să vă spun că este un merit și a Consiliul Local, pentru că ați aprobat întotdeauna efectuarea de cadastre. În acest moment, toate drumurile din Comuna Sandoen sunt cadastrate. Toate drumurile din Comuna Sandoen sunt cadastrate. Am luat legătura cu, cu oficiul de cadastru de la București și a doamna respectivă mi-a zis, domn primar, nu e trimis pe toată odată, că mi-este greu să-ți rezolv, adică să se emită hotărâri de guvern. Îmi trimis pe jumătate, pe bucățiere. Dar basta. Adică când o să creadă domnul secretar, o să transmite. Dar vreau să spun că avem toate drumurile cadastrate. Adică cred că... Dacă se deschide o linie de finanțare, ai cu ce să lucrez. Adică și linia asta de finanțare, bine, vedeți, într-o săptămână să-i dai drum. Ai cadastru. Acum, eu nu zic că nu ar mai trebui ceva, poate... Poate mai scăpăm. Poate mai scăpăm ceva, o uriță, ceva, eu nu zic. Dar sunt cam toate. Ce important. De exemplu, sunt, la gaze sunt 83 de cadastru. Pentru gaze. 80 și ceva de cadastru. Pentru că înainte, până în 2015, te duceai pe instalație, adică dacă aveai un pus, te duceai pe cadastru cu pusul respectiv. Celelalte doar demonstrai că este în domeniul public, nu trebuia să fie cadastru. Adică cele cadastrate și cele necadastrate. Ei, acum numai toate 80 și ceva de extrase de calte funcțională. Și nu se pare corect, adică... Gândiți-vă câți bani a costat să efectueze aceste cadastre. Gândiți-vă că un cadastru cât e? 700 de lei, 800 de lei, cât e un cadastru? E pe kilometru. 1000 de lei, cât e? 1800 de lei. Un cadastru. Da, numai 800 pe cadastru, dar pe kilometru este mai mult. Pe kilometru. Noi am făcut cu 1200, dar în general 1500 solicită cadastru pe un drum. Dar știți cum este? Ei spun așa, domnule, dacă ai un kilometru, îți iau 1200, dar dacă ai 700 de metri, tot 1200, de aceeași documentație, eu la cadastru nu-ți plătesc mai puțin direct proporțional. Și gândiți-vă că ai 1200 mulțit cu 83 de cadastre, un miliard de numai cadastre. Dar bine, n-am făcut anul ăsta, am făcut din... Da. Spuneți-vă. Supun la votul numărul 6. Ce este pentru? Votul numărul 7. Proiect de hotărâre prin modificarea HCR din numărul 17 din 29.09.2016 privind completarea și modificarea inventarului drumurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Sânduleni, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 17 din 29.09.1999, modificat prin HCR numărul 3 din 24.01.2003 și HCL numărul 19 din 6.07.2005, inițiator primarul comunei. Este vorba de drumul sătesc de la punte, de la Matăiești până în fund. Până în fund. La sfârșitul drumului știți că este pajiștea aia comunală. Și pajiștea comunală este intaburată. Acum noi când am proiectat drumul, s-a constatat că o anumită zonă se suprapune cu pajiștea comunală. Nu știu de ce.
ce s-a întâmplat, drumul a fost mai jos, era mai jos, era mai jos, proprietățile oamenilor au venit cu gardurile mai în față și era o zonă care nu putea să se efectua. Și atunci am reîntabulat pajiștea, am tras limitele mai sus, m-am lărgit puțin pe acolo, pe unde am putut și eu ne-am lărgit, ca să rămână în aceeași suprafață și am mărit suprafața drumului. Da? Și acum introducem în domeniul inventar acel drum, este introdus, dar îi modificăm suprafața. Îi modificăm doar suprafața. Dimensiunile, suprafața. Că la un moment dat el avea 20.000, acum să zicem că are 22-21.000. Pentru, de ce trebuie făcute? Nu avem cadastru pe el, trebuie cadastrat și primul, pe baza intabulării a suprafeței respective se poate întocmi planul de situație în faza de ATAC în vederea autorizării. Adică, fără planul de situație, nu poți să obții autorizația. Adică, cine a construit, degeaba ai tu extrazi de calte funciară, pe baza extrazi de calte funciară, îți întocmește un plan de situație, o avizată OCPI. Cu planul ăla de situație, te duci la Consiliul Județean sau la primărie, unde se verifică acel plan de ATAC este coincide cu suprafața din intabulată. Adică nu ești din amplasamentul drumului. Supun la vot punctul numărul 7. Ce mi este pentru? Da, aici la intrare la Teodor se mai lărgește drumul. E ciudat. Acolo e... O să prezint la sfârșit acolo. E ciudat. De asta și e ciudat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre prin stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Sântuleni pentru ședința adunării generale acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău SA din 20.04.2023. Inițiator primarul comun. Avem adresă de la CLAP cu două puncte pe o de adezi. E un punct aprobare de canșării proceduri de selecție, na, și împuternicirea persoanei fizice. Cred că eu să nu? Da. Nu, împuternicirea persoanei fizice care se va ocupa de modificarea în așa fel încât să fie evidențiată această selecție a administratorului societății. Știu că înainte era Neaneu Florea sau s-a modificat legea. S-a modificat de mea, da. Da, spune la vot. Da, spune la vot pentru numărul 8. Cine este pentru? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general faza PTAC, proiect tehnic și avize pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului, punct de auto și pietonală peste râul Caslău, sat Mateiș, Comuna Sândulei, județul Bacău. Inițiator primarul comunei. Este o situație nu ciudată, foarte ciudată și creașă. Uitați-vă, am avut noroc de un proiectant foarte bun, dar chiar dacă este proiectant bun, am modificat în continuu acest proiect. Deci, proiectul de la drumul Mateiș s-a finalizat, toate documentațiile în vederea obținerilor avize sunt finalizate, așteptăm doar nota de constatare de la drumul național pentru a obține avizul de la poliție și primul avizul de la drumul național. Celelalte, la EON, la Ministerul de Interne, toate avizele sunt depuse. Situația este una foarte grea. Prin studiul HIDO s-a constatat că nivelul apei Cazrău a crescut cu 50 de centimetri. Nu știu, cum punem de vedere, nu a crescut. Dar nu discutăm. Vedeți? E un studiu HIDO făcut de apele române. Deci eu, din punctul meu de vedere, zic că nu e. Nu, doamne, cum să dacă i-a spus, domn primar, e un studiu HIDO. E utos. Dacă s-a lărgit puțin în albia, tu știi cât apă curge acolo? S-a înălțat? Sau? Sau? Ei, nu, domnul primar, ar fi trebuit să se vadă că doar fântânile noastre sunt în plânsa freatică. Okay. Și strâns legate. Deci, când scade Tazlou, scade și nivelul în fântână, când... Ok, dar nu pot să consider. Nu putem contesta pe... Așa spun și eu că nu-i, dar nu pot contesta un studiu HIDO în care și-a pus semnătura atâta de la expert, verificator, cel care a întâlnit, nu pot contesta. În momentul când s-a modificat, se modifică tot obiectivul de investiții. Adică,
a 5,5 de metru și cuțite de rază în tot, trebuie ridicate toate cu 1,5 de metru. Numai că, conform specialiștilor spun, dacă te ridici 1,5 de metru în sus, în jos trebuie să fie de 3 ori mai mult greutate. Și acum, lucrări de dedesubt de betonare, de cămășuire, de supraînălțare, mai mult de atât. Pe zona respectivă unde ați făcut dumneavoastră referire, păi tantul a zis așa, dom'le, haideți să ne coste puțin acolo, pentru că sunt ziduri mari acolo, să facem niște ziduri. Și a găsit o soluție care eu am fost de acord cu ea, dar nu am fost de acord cei de la Pelăroni. Dacă ați văzut la trezor, sunt tuburi din tablă care țin loc de poliți. Unii treci cu mașini de 50 de tone și n-ai nimic. Noi am zis că punem de sus radial tubul din ala de tablă și n-a fost de acord dat pe Pelăroni. De ce? Am zis că în caz de inundații nu poate pe un tub din ăla să curgă atât apă. Mai avem capacitate. Se poate. Și s-a modificat soluția în continuu. Mai mult de atât. Prin ridicarea celor 50 de centimetri trebuie efectuate ziduri. De la punte de la Mateiești înspre cotul panoramic 200 de metri lineal de zid. De protecție ca apa cum vine, ea se întoarce. Stânga, dreapta, 200 de metri de lineal de zid, 200 de metri lineal de zid, iar în partea aia către Mateiești, unii vorba aia, iar vreo 200 de metri lineal de zid. Un zid care vine înclinat. Da, da. Valoarea acelui zid, acelui punți, 70 de milioane. Numai punți. Deci, ascultați-vă, am amintit când am văzut. Eu ziceam că ne scos 30, 40 de miliarde, 75 de miliarde. Domnul proiectant a zis, domnul primar, n-am făcut un proiect din asta pe un pod niciodată. Dar Apele Române, prin acel studiu hidro, solicită aceste ziduri. Pe urmă, cu întâmplarea de la Loțca, acolo cu podul ăla, domnul profesor Comisu, care știți că el a făcut expertiza bună, dar nu s-a ținut de expertiza domnului Comisu. A făcut la sânge acolo. Acum, problema este pentru mine una foarte grea. Am venit în fața dumneavoastră pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Indicatorii tehnico-economici sunt următorii. Drumul în partea asta costă 23 de miliarde, drumul din partea alaltă 23 de miliarde, restul punte. Nu m-am calculat cât e. 70, 75, știu că 56... 70 de miliarde toată lucrarea. Drum și 120 de miliarde. 120 de miliarde. Deci 70 de miliarde. Deci cât vine? Și cu 20... Deci 70 plus... Nu, cu tot cu TVA, 120. 70 plus, ia să vedem, 23... plus 23, 116, da, 70, cât e aici, 120, 74 de miliarde, nu mă pun. Noi avem contract de asociere cu Consiliul Județean doar pentru 70 de miliarde. Pentru 70 de miliarde. E o situație foarte reală. Cât scot, ce scot la licitație? Nu pot să scot 120 când am contract de asociere. Se poate, se poate efectua etapizat? Cum? Lucrările? Cum? Lucrările se poate efectua etapizat? Pe lotul, numai că scoți lucrarea lotul 1, lotul 2, lotul 3. Și atunci scoatem la licitație lotul 1 puntea, lotul 2. Acum sincer să fiu un alt. Dacă scoateți lotul 1 puntea, deja s-au terminat banii. S-au terminat banii. Exact. Adică... Dacă faceți asfaltul, mai nu faci. Faci asfaltul și nu trebuie să stați lung. Da, nu trebuie să faci asfaltul. Fără punte nu se poate. Deci, indiferent de situație, fără punte. Degeaba faci asfaltul, se pune acolo și acolo să uităm alte. Da, primar, da, dați drumul la punte că se încadrează în sume. Da, primar, nu zici așa. Da, după aia... Hai, vedem. După aia... Asfaltul s-o mai vedea ce mai zic eu. Vedeți, dumneavoastră, să vă spun la sfârșit. Da, ok. Spune la vot indicatorii tehnici economici. Da, spune la votul numărul 9. Deci, de reținut că acești indicatori tehnici economici
Nu stați de primar, stați un proiectant, de proiectant. Ați fost la București, toate planșele, vă speriați. Eu n-am avut un proiect cum este ăsta de la Puntea la Matej. Toate dosare. Cât de semnături mi-au putea spune? Că i-am numărat. 36 pe 10, 12 pe fiecare dosar. 100 de planșe, 2, 4. Deci s-a solicitat pe fiecare planșă și verificatorul de proiect și expertul pe punct, pe tot. Verificatorul fiind de la Iași, expertul de la București. Adică, da, supunem la vot. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către secție compania Rompress Services S.A. de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeului municipal în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6-5-2015, inițiator primarul comunii. Iar o situație așa mai atipică comunii Sândurem și domnul secretar știe că amândoi am lucrat prin o adresă, prin o adresă de radis prin care ne spune ajustarea prețurilor. Și ne spune, domnule, ajustați prețurile. Și dacă vedeți un tabel acolo, dar nu ne dă tabel. Nu ăsta, deci sunt 60 de anexe, deci vreo 120 de pagini. Eu am lucrat pe toate anexele alea. Dar nu spune cu ce coeficient să ridicăm prețul pentru... Nu, a dat acolo. Domnul secretar, în urma discuțiilor avute împreună, zic, domnule, hai să facem o adresă, să spunem cu cât să mărește fiecare obiect în parc. Depozitare, transmite ei. Da, transfer total, compostare, voluminoase, că noi toate la un loc, spune, de la 70-90, dar noi n-am înțeles nimic. Și trimit ei, dar noi am așteptat. Eu cu domnul secretar am calculat ajustarea prețului din 2019, nu 2020, pe OG 47, cu formula de calcul, cu ICCN de referință și ICCN la data depunerii ofertei, adică respectiv 2019-2020, și ne-a ieșit cu două secretari 41,1 ceva sau 42%. Dar ordonanța 47 se referă la contracte acord, cadrul de execuție lucrări. Ei au luat OG 47 și l-au aplicat pentru prestări servicii. Pentru prestări servicii, eu țin minte că e altă formulă de calcul conform 47, dar eu am, e altă formulă de calcul. Și transmitem, zicem, domnule, transmiteți-mi fiecare obiect valorile modificate. Și vine și uitați-vă. Și am constatat acum, că n-am avut timp să verific, cu domnul secretar, 42,36. Exact cât am spus eu. Înseamnă că eu am aplicat OG 47. Numai că, tu nu poți veni și domnul secretar, am sunat la ei și i-am zis, domnule, ți-am explicat, am vorbit eu acolo, am fost printre primul prima, dar cu siganță au fost mult mai mulți și primim o adresă de la ei, unde este domnul secretar, decizia, prin care se spune, privind propunerea de respingere a tarifelor. Adică, noi am ridicat acele posturi de salubrizare cu 10% sau cu cât, domnul secretar. 7% cât a fost. Tu nu poți să vii acum la domnul Silvestru și zice, dau un exemplu. Domnul Silvestru, ai dat 7 lei în plus, mă, trebuie să dai 42 de lei în plus. Nu poți. Pentru că omul zice, domnul, dar eu ți-am dat banii de la început și este un scandal imens. Și atunci transmite ei o decizie de respingere a tarifelor propuse de compania Rompress Service. Adică tot ce este aici pică. Deci, hotărârii de Consiliul Local privind respingerea. Dar eu acum stau și întreb, cred că nu mai trebuia să o punem în... Ba da, dacă nu ne-au transmis adrese prin care ne comunicau care sunt okay. Valorile, da. Dacă nu aprobam noi intermediul de prezidențile, se consideră aprobare tacită și se legea pe sufere respectivă. Ciudat ce este, există un ordin și ei nu înțeleg un lucru. Ordinul nu bate legislația și am avut o discuție cu Vasile Hegeș pe o anumită temă și am să vă explic și tema aia. Ordinul unui ministru nu poate să fie mai presus decât legea. Ei, în cazul deșeului de salubrizare, este legea 101 și nu mai știu ce, ordinul lor, cum zice domnul secretar, dacă noi nu vrem să respingem, respingem această hotărâre. Ei tot aprobă aceste valori. Pentru că prin ordinul ministru spune, se aprobă, gata. Păi atunci de ce mă mai pui pe mine să aprob dacă tu oricum te reduci la 42 de lei? Înseamnă că cineva s-a sesizat mult mai amplu decât mine, mult, a intrat în discuție mult mai amplu, că până la urmă și ei acum zice, respinge.
Adică nu e ok să mă duci tu pe mine dacă eu nu sunt de acord și nu sunt 10, adică din 86 de OAT-uri, cât sunt, resping, să zicem, 70. Adică tu aprob tacit prin acel ordin de ministru aceste valori. Și atunci ceva s-a întâmplat. Și atunci au respins și ei. Ca să știți, dăm și noi. Și ăsta va fi de respingere și mandatul privat. Ați înțeles despre ce zic? De a vota pentru respingere. Supunem la vot punctul numărul 10. Acum, punctul. Da. Tu numărul 11 de des. Acum, sincer să fiu, la noi tot e ok așa cu votările, nu știu, dar înainte îi mai spuneam câte ceva. Acum nu, cum să zic eu, atât de mulțumit că îmi primește toate votările, adică știe muncă multă. Gândiți-vă câte votării sunt, 10. Să faci 10 votării, i-a trebuit să, domnului secretar, două săptămâni, uitați-vă câte documentare. Înainte ziceam, domnul secretar, mai foaia, mai trăgea, așa cum vreau, îi mai zic. Dar în momentul când ai hotărâri de Consiliu Local, ok, făcute la timp, pe obiecte respective, prin asumare de răspundere nu pot, prin asumare Consiliu Local, totul e ok. Adică, acum o să avem iar cu dat de cont pe 15 iunie. 15 iunie. Dom'le, noi ne pregătim pentru curtea de conturi și toți angajații, numai eu, de când o secretare? Din la 1 ianuarie. De la 1 ianuarie. Adică, constat că am ceva, o lipsă, o semnătură sau nu știu ce. Nu există un document. E posibil să eu sau contabil, adică eu vreau ca să ieșim la curtea de conturi, ok. La diverse. Întrebări, vă rog frumos, pe diverse. Orice întrebare. Dacă nu vă spun eu, cum stăm, că branșamentele suntem în licitație. Suntem spre sfârșit. S-au înscris doar două firme la licitație, X și Y. Nu știu dacă e corect să spun. X și Y, două firme. Două firme s-au înscris la licitație. O să vă spun, două firme. S-au înscris 6, dar au ofertat decât 2. Suntem spre sfârșit de cât sunt? 4 săptămâni, cred. Pe sfârșit. Na. Urmă. La gază. S-a publicat fișa de date. Suntem în achiziții și acolo. Dar sunt, nu știu cum să zic eu, sunt sigur că nu o să vină nimeni. Prima dată. Am verificat și eu anumite fișe de date și constat că vrei să termine o lucrare mare, trebuie să-ți vină un constructor mare. Adică nu te poți apuca pe Tric Clopotaru, care a înființat o societate cu Vasil Hegeș, să mă duc la 8 milioane de euro. Nu pot. Mă duc și eu la puțin, la 500.000, cu toate că poate bun și eu. Nu putem. Și am pus niște condiții acolo în fișa de date, să vedem dacă mai aprobă fișa de date. Deci este o licitație pe punctaje. Și am urmărit ca lucrarea să se termine într-un timp foarte scurt. Adică să nu mă lungez 3 ani. Și ce condiții am pus eu acolo? Fiecare societate să deschidă un cont în care trebuie să depună un cash flow, o anumită sumă bani, cash flow, în contul respectiv. La fiecare solicitare de plată, da, primăria va recunoaște situația de plată, dar va efectua valoarea pe factura respectivă a situației de plată în două moduri. Odată, prin reîntregirea cash flow-ului și restul către societatea respectivă. Adică, și cu garanție. Adică, eu am un cash flow, am cerut acolo între 500.000 de euro și 1 milion de euro. Sume foarte mari. Vor veni oameni, adică eu vreau să termin lucrarea mare. Pentru 500.000 de euro vor lua 5 puncte. Pentru 1 milion vor lua 20 de puncte. Vine cu situație de plată, domnul secretar a câștigat licitația. Și constatăm că pe valoarea situației de plată, valoarea materialelor este de 300.000 de euro. Adică el a scos din acel cont 300.000 de euro. Vine cu situația de plată pe 500.000 de euro, pentru că e manopire, toate, acolo 500.000 de euro. Îi recunosc ca plată situația, îi recunosc factura,
Dar prima dată când plătesc către executant, duc acei 300.000 de euro în contul ăla de cash flow. Și restul duc 10% în contul de garanție și restul către contul curent al societății respective. Asta îl fac pe constructor. De ce termină domnul Brăescu foarte multe lucrări? Cu acest cash flow. Că îi se pune condiția să vină cu cash flow-ul de 2 milioane, 3 milioane de euro. Bine, eu nu cunosc atât de bine cum mai, dar așa știu că s-a solicitat pe Centura Bacău 80 de miliarde. Nu știu atât de bine să-i vă explic cu cash flow. Dar în momentul când tu ai la dispoziție 500.000 de euro și știi că primăria nu-ți dă, tu trebuie să păstrezi acei 500.000 de euro, tu vei termina lucrarea într-un termen foarte, foarte scurt. Este o logică. De 3 săptămâni lucrăm la fișa aia de date cu doamna consultant și în continuu iar a spus cash flow este ideea mea cu cash flow, cu contul curent, cu reîntregirea contului cu curent. Am mai avut niște condiții, niște formule care doamna consultant nu a fost de acord cu aia, dar are și dreptate. Vin niște formule matematice, vin experiența în domeniu prin execuția de lucrări la terminare și la licențe finale. Având în vedere că la nivel de România nu prea au existat instalații pe gaze, este foarte greu în condițiile impuse de finalizare. Adică pe 3, 4, 5 contracte. Să dau un exemplu. Mă uitam tot așa pe fișa de date, are cineva, acum la nivel de România, suntem singuri cu 56 de km la licitație de gaze, concesionare. Acum să vedem cine vine. Deci, așteptăm gaze. E o lucrare mare și vrem să o terminăm cât mai repede. Și fără cash flow-ul ăla, nu terminăm. Pățim exact cum am pățit cu apa, ca să știți. Pățim cum am pățit cu apa. Apa este gata. Avem presiune pe apă. Cineva a spus că nu dau drumul la apă pentru că nu există, pornesc conductele de apă. Oameni buni, am băgat 10 atmosfere în conducte, ca să știți. 10 atmosfere în conducte, se încarcă toate conductele. Mi-au căpat câte? 3 locuri de conductă mea. Mi-a căpat una la Noi Dănuț, la Vasile, la Vasile Băruță. Mi-a căpat una la Vasile Băruță, una la Nelu Curea, da? Și una? Și una în Satra Deal, dar zvechi. Deci toate conductele sunt sub presiune. Toate, la 10 atmosfere. N-are cum să pornească nicio conductă. Dacă pornești, eu ce să refac? Dar acum am 10 ani. Am dat drum pe Verșești. Ce s-a întâmplat? Pe Verșești aveam cât? 6 atmosfere, nu? Nu, aveam mai puțin 2 atmosfere, după aia regulatorul... Am dat, deci ei ștrangurează regulatorul. Am undeva la câmp, la Verșești, unde? La... La Verșești? La Berilă sau pe unde? Nu, este unul la Ciujulea, la Brescu. Sunt două regulatori. Două regulatori și unul la Berilă. Și ei au strangulat regulatoare. Dă drumul la regulatoare, să-mi pornească toate conducte și am constatat că în fundul la Verșești am 2 atmosfere. În fund. Este de ajuns. Pentru că tu acasă dă nu-ți cu hidroforul, tot 1,8 atmosfere. 1,5. Adică e ok. Dar mie dacă mi-ajunge 1,5 în fundul Verșești. În condițiile în care regulatoarele sunt deschise la maxim? La maxim. Și da. Partea inițială, partea de în față de conducte nu vor avea prea multă presiune? Cum se regularizează partea asta ca să ajunge acolo la 2? Aici ai 10, nu? Nu, cred că 10. 8, cam 8. Păi da, da. Nu, el e consumul pe rețea. Și iar știți cum este? Ia țeava așa. Mare, mai mică, mai mică, mai mică, pentru a asigura o presiune. Atât, alte întrebări. S-a finalizat drumul de asfaltare la Stufu. Puteți să vă duceți în vizită la Stufu. Eu sunt mulțumit, da. Eu sunt mulțumit, foarte mulțumit. Și vă spun de ce sunt mulțumit. Că ar fi trebuit să scoatem iar la licitație. Că proiectul a fost subevaluat și mulțumesc societății respective că a acceptat tot ce să facă o lucrare subevaluată, trebuia să măresc valoarea cu 5 miliarde. Ați văzut ce asfalt, domnul lor? Da, e asfalt scândibros. Dar acum avem și-am mai dat un stat de pe deasupra.
Acum dădea o stradă de... Așa se cheamă, badijonale. Da, în câmpul Tisei, două tipuri de badijonale. O dată prin nisip comandată pe câmpul Tisei și o dată prin soluții de astea emoții. Emoții, da. Acum, spre exemplu, am dat cu emoții, în câmpul Tisei am dat cu nisip, aici am dat cu emoții. Din punctul meu de vedere, poate e mai bună emoția, poate greșesc. Pentru că... Simții de pori. Ca să zic, nu știu. Simții de pori. Nu știu, ei au zis, domnule, alege ce vrei. Și i-am zis, aleg emoția. Acum am luat dinara calul. Stați să-i spun, domnule, nu mulțumit, sunt foarte mulțumit. Adică să știți, constructorul de drumuri nu face la bat de asfalt. Pentru o mașină, două de asfalt, dacă îi bate două mașini de asfalt, nu îi interesează. Știți de ce? Pentru că există un control de la ISC și dacă are mai puțin, îl pune să toarne. De ce? Deci controlul de la ISC este la primele două straturi, la binder. Primul este AB, nu știu ce, doi binder și stratul de uzuri. Primele două straturi trebuie să aibă 14 cm. Pe strada Bădăru a avut 13,5. Dar nu a avut 13, a avut 15,5 pentru că avea două. Dar l-am luat într-o zonă unii, am găsit 13,5. Și l-a pus pe constructor să nu mai pună stratul de uzură 4 cm, 5 cm. Și atunci ei nu riscă, domnule, să mai muncească încă o dată cu uzură. Ai zis, mai bine pierd o mașină de asfalt decât aia. Am măsurat la anumite zone, sunt și 20, 21 de centimetri. Sunt multe lucruri. Pe exemplu, la ta... 20. S-o scos, deci primele două straturi sunt 16 cm, primele două, că am luat calotă de la mata, de 16 cm. Da. Sunt doi locuri, sunt. Pe partea dreaptă, despre stuful, dacă vă întreabă oamenii... Două de așa din mare, vreau să fac nu știu. Poftim? Mă întrebat cu oamenii cât este, cred că tot ăla, cred că 20 ceva de centimetri. Dar n-am importanță, pe proiect trebuie să fie 18. Ca să știți. Deci 18 cm de să fie pe proiect. Acum să nu fie 17, dacă e 19, 19. Nu există 17. Da. Dar poate există o zonă, dar în general e și așa. Pe partea dreaptă acum, ca să știți. Luni o să vină să pună numai balastul pe tot acostamentul. Deci eu aveam 75 de cm acostament. Da? Și cu rigoare, ce mai era pe acolo? Nu fac nicio rigoare. Niciun beton, nimic, nimic, punem numai balastul toată partea dreaptă. Balastul tot, partea dreaptă. Iar pe partea stângă, rigore, accesul în curți, ci respectăm ceea ce este pe proiect. De ce nu punem pe partea dreaptă? Pentru că acolo va veni conducta cu gaze și n-are rost să... Nu, păi n-are rost, așa n-are rost, rost, să poate că puneți beton, după că beton, pune sal, face, pune canalită sal, gaz. Alt lucru, ce trebuie să vedeți la grădiniță, așa cum v-am spus, va fi o grădiniță imensă. O frumusețe de grădiniță. Ei pun pe oamenii aia, scot paverele, da, nu convine atât. Jos cu ele, jos cu ele. Mă scuzați, trebuie să ajung la o ședință, la unde știu. Mulțumim frumos. Bună. Ne mulțumim. La ședință încheiată.